Radu Miruță spune că au existat discuții cu alte formațiuni politice cu privire la susținerea unui candidat comun la primăria Târgu Jiu, însă partidul cu adevărat relevant s-a lipit de PSD. Pe ultima sută de metri, pe ultimii zeci de metri, vom ieși în spațiu public în perioada imediat următoare pentru a supune și dumneavoastră analizei propunerea pe care noi o avem la Târgu Jiu și la Consiliul Județean. Ați purtat negocieri și cu alte partide? Au existat discuții cu alte partide, însă partidul mai relevant s-a lipit de PSD. Adică Partidul Național Liberal la Gorj este o anexă a Partidului Social Democrat. Noi nu putem să luptăm cu adevărat cu Partidul Social Democrat luând la noi pe cineva care de fapt este de partea Partidului Social Democrat. Întrebat dacă ar susține candidatura lui Robert Filip la primăria Târgu Jiu, Miruța a răspuns că așteaptă să vadă pe cineva de semna PNL Gorj pentru a intra în cursa electorală. Există putem deschide astfel de discuții într-un cadru mai larg. Da? Deci județul are multe localități, putem avea discuții într-un cadru larg, doar pentru primăria Târgu Jiu, fără a se lua în calcul alte localități. Este de văzut, în primul rând, cine este persoana, da? Cât de integră este persoana respectivă. Nu e suficient să faci treabă în localitate dacă mai există probleme de altă natură asociate persoanei respective. Deocamdată PNL Gorj nu s-a desemnat candidatul, eu nu pot să comentez supoziție. De văzut întâi cine este persoana. Alegerile locale vor avea loc pe data de 9 iunie.